Circa 2 metri pătrați din acoperișul unei case cu etaj de pe strada Mureș și dintr-o Beta Turnu Severin, ars seara trecută după ce un incendiu a izbucnit din cauza neizolării coșului de fum al imobilului. Flăcările ar fi putut cuprinde chiar și o altă locuință din apropiere. O ambulanță zmur și două echipaje de pompieri cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o autospecială de lucru la înălțime au intervenit seara trecută pentru ca flăcările izbucnite din cauza neizolării coșului de fum al unei case de locuință să nu cuprindă întregul imobil. Flăcările ar fi putut cuprinde chiar și locuința din imediat apropiere. Seara trecută, echipaje operative de pompieri, un incendiu anunțat la o casă de locuit situată pe strada Mureș din municipiul Drobeta Turnu Severin. La sosirea forțelor de intervenție, s-a constatat că incendiul se manifestă la o anexă gospodărească cu posibilitatea de propagare la casa din imediata apropiere. Pompierii au stins imediat incendiul, care a cuprins circa 2 metri pătrați din acoperișul construcției. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost determinată de neizolarea termică a coșului de fum față de materiale combustibile. Neizolarea termică a coșului de fum poate pune în pericol nu doar bunurile, ci chiar viața. Pompierii Mehe din Țen recomandă cetățenilor verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului.